Deci din 13 consilieri aleși, 12 prezenți. Domnul Titi Bogescu are probleme de sănătate. Ședință legal constituită. Bună ziua! În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată, cu modificări și completări ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zeme s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zeme și în ședință ordinară de lucru pentru data 20.12.2016, orele 13 la sediul primăriei, cu următoarea ordine de zi. Exact cum am observat și noi pe convocator, nu este trecut aprobarea procesului verbal, dar conform legii 215 nu este obligatorie. Se aprobă separat. Următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2017 la nivelul Comunei Zemeș. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2017 la nivelul Comunei Zemeș. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri din Comuna Zemeș. Aici sunt 7 locații, 8 locații. Nu are rost să le o să trecem pe fiecare, adică vă prezint numai ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 178 din 17.10.2016, privind aprobarea modelului de cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială din imobilul bloc de locuințe sociale și necesitate din Comuna Zemeș. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș. Punctul 2. Probleme curente care se pun dezbatere. Cine este de acord cu ordinea de zi? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Berța, domnul doamna Hosu și domnul Areș. Se abțin. Mai avem și două puncte suplimentare. Punctele suplimentare. Proiect de hotărâre privind actualizarea normativului propriu de cheltuieri privind consumul de carburant și costuri și convorbiri telefonice la nivelul Comunei Zemeș și proiect de hotărâre privind modificarea articolului 10 din hotărârea Consiliului Local 192/2014 privind aprobarea modalității de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din Comuna Zemeș. Cine este de acord cu punctele suplimentare? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Dudău, domnul Berța, doamna Hosu și domnul Areș. Vă mulțumim. Trecem la dezbaterea ședinței și începem cu procesul verbal. Cine are discuții pe această temă la procesul verbal? Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Deci 5. Vă mulțumim. Aceeași? Da. Da, pentru care și domnul Munteanu. Domnul Munteanu, ați aprobat pentru suplimentare, da? Da. Trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor, impozitelor și taxelor locale aplicabile în 2017 la nivelul Comunei Zemeș. Aici este vorba despre taxa care se plătește la nivelul clădirilor din zona evacuată. Doamna secretară ne-a pus la dispoziție toată legea fiscală aplicabilă în 2016, în care, așa cum am făcut precizarea și în luna aprilie, care nu cred că este normal să spun dacă s-a aprobat sau nu acea proiect de hotărâre, dumneavoastră aveți cunoștință de cauză, rămâne la latitudinea dumneavoastră. Articolul 8 din acea lege, la aliniatul 2, specifică clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție. Altele decât monumentele istorice amplasate în zona de protecție ale monumentelor istorice sau în zonele constituite protejate. Acum rămâne la latitudinea dumneavoastră, eu supun spre aprobare, dacă sunteți de acord
cu scutirea taxelor și impozitelor pe acele clădiri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Și proiectul pentru taxele și impozitele din 2017 în totalitate. Da, s-a votat așa. De ce am intrat pe modul care era și mențiunea cea noastră? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind majorarea. Cine s-a obținut, domnule? Toți. Mergem pe aceeași linie. Da. Până la sfârșit. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitelor pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categorii de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zeme, județul Bacău, strada principală numărul 149. Este vorba despre baia comunală de la Modrzău. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind majorarea în 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categorii de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zeme, strada principală numărul 331A. Este vorba despre cantina de la Foale. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categorii de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, strada Modrzău, numărul 6. Este vorba despre cantina Modrzău, cea care este la blocul, la parterul locuințelor, unde sunt blocuri. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim. Proiect de hotărâre privind majorarea în 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categorii de clădiri neîngrijite a imobilului situat în Comuna Zeme, sat Bolătău, strada principală numărul 149. Este vorba despre cantonul Silvic de la Pârâul Ursului. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categorii de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, strada Taslăului numărul 11. Este vorba despre stația ministerială de la stația 15 pe strada Taslăului. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind majorarea în 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zeme, strada principală numărul 40. Este vorba de o parte de la Vale, de unde are domnul Roșu alimentară. Deci, unde probabil care magazin sau nu știu cine deține ceva. E o firmă care... Da, spuneți, discuție. Care... Proprietarul clădirii este SCR Metex Big. Metex Big cu sediu în Galați, nu? Da, da, e în București. În București. Da. Domnul președinte, este aici și la par. Ajungem. Da. Nu asta este care spui tu. Nu, chiar de la locuit, de la Roșu, de la alimentare, partea de la Vale către pompieri. Asta, asta e la Modrzău, da. Să urmezi și cealaltă. Da. Vă mulțumim cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind majorarea în 2017 cu 500% a impozitului pe clădiri ca urmare a constatării încadrării în categorie de clădiri neîngrijite pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, strada principală numărul 162. Deci am ajuns la exact la blocul de aici din centru, de la parc. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș, numărul 178 din 17-2016, pentru acordarea modelului de contract cadru pentru închirieri locuințe cu destinația socială
în imobilul bloc de locuințe sociale și de necesitate, Comuna Zemia, județul Bacău. La acest punct chiar insist să vă spuneți toate punctele de vedere, pentru că nu vrem să ajungem în situația ca acele locuințe să fie degradate. În contractul cadru considerăm că am prins tot ce am considerat că este normal de la modificare a locuinței, să faci un perete, să spargi un perete. Modul de a efectua curățenia în interior, atât pe casa scării, obligația de a plăti energia electrică, pentru că este normal ca un bloc de locuințe să o ai și pe casa scării. Bun, primăria nu suportă cheltuielile pe casa scării, deci tot în contractul cadru este prins așa. Interziția accesului cu animale de companie. Nu consider că într-o locuință, păi, ești la o locuință, este proprietatea ta personală, poți să faci orice. Probabil că unul nu-i convine. Când este proprietatea ta, consider că nu este ceva care s-ar împiedica, că se spune, că l-au lătrat câinile, l-au pisica sau așa. După aia, modul de gestionare a curățenii, că ceea ce am specificat și am susținut problema, în jurul locuinței. Consider că este normal la 30 de persoane care e suprafața care o are în jurul acelor imobili. Ca fiecare poate să participe. Că se obișnuiește în ziua de azi. Ăla de la partier probabil când iese cu gunoiul, duce gunoiul la container. Ăla de la etajul 2 sau 3 e mai simplu să-l arunci pe geam. Acum, dacă aveți discuții și dumneavoastră pe acest punct, supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunii Zemeș pentru anul 2016. Compartimentul Contabilitatea Finanțe, aveți cuvântul. Conform adresei venite de la Consiliul Județean Bacău, mi s-au alocat suma de 11,5 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit 2000 de lei, din sume defalcate din TVA 9500. Total 11.500 de lei. La cheltuieli, la capitolul serviciu de apă, se duc toți cei 11.500, după cum urmează. La încălzit și iluminat, 6.000 de lei, dintre care 2.000 de lei la E.ON, 4.000 de lei la OMV și 5.500 la apele române. Aici sunt penalizările de la apele române. Deci am ajuns în impostura asta de penalizări? Nu știu să-ți... Așa, dar... Rezultatul analizelor de la stația de depurare a ieșit foarte proaste, datorită faptului că n-au fost curățate. De când? Nu pot să vă spun cu precizie. Unii spun de 4 ani, unii spun de 3, abana, nu știu. Deci noi acum am demarat lucrarea de curățare a... Vă rugăm în mod politicos, ca în următoarea ședință, să ne puneți la dispoziție de câte ori s-a făcut bitanșarea în fiecare an, precum și buletinele de analiză, dacă spuneți că nu au niciun buletin de analiză și ne-au ieșit foarte rău. Da. Vă mulțumesc, alte întrebări? Nu, deci toți cei 11.500 care au venit de la Consiliul Județean, după cum v-am explicat, s-au dus tot 11.500. Asta este singura rectificare. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Îmi cer scuze pentru că am sărit un punct despre punctul numărul 2 privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2017, aplicabile la nivelul Comunei Zemeș. În care aici intră exact cum intrau din toți ceilalți ani, paza, toate copiile care se fac, taxele după... Nu sunt modificări la... Deci nu sunt modificări, precum și la taxele și impus, nici la taxele speciale nu sunt modificări. Deci rămân aceleași ca în anul 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumim. Trecem la punctele suplimentare. Proiect de hotărâre privind actualizarea normativului propriu de cheltuieli pentru consumul de carburant și costuri pentru convorbirile telefonice la nivelul Comunei UAT, Comuna Zemeș, în care aveți tot ce, modificările care se duc
Costurile telefonie și de la internet se duc de la 1500 de lei la 1800 de lei și îți modifică costurile de telefonie fixă, internet, TV la capitolul bugetar 6202. De la 250 la 500 de lei. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? La următorul proiect de hotărâre, privind modificarea... Mergem pe aceștia. Modificarea articolului 10 al Consiliului Local privind aprobarea modalității de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice. Aici, conform raportului de specialitate, se propune modificarea datei de încasare a contribuției de pe data de 15 pe data 30 a lunii să nu mai intre în imposibilitatea de plată. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Dar domnul Munteanu, dacă a fost împotriva, adică Origamâna s-a abținut la punctele suplimentare, nu știu dacă mai poate să voteze acum. Este fie, da. Doamna consilieră, am întrebat discuții. Nu, dar să nu facem greșeli. Vă rog frumos. Am cerut discuții, da? Am întrebat. Putea să întrebați la punctul ăla, respectiv. Sunteți de acord cu asta? Da, de acord, da. Vă mulțumesc. Trecem la punctul 12. Probleme curente care se supun dezbaterii Consiliului Local. Cereri, întrebări, interpelări. Mă rog să vă înscrieți la cuvânt. Domnul Bersa Dorel, domnul Areș Constantin, domnul Anton Adrian și la urmă eu. Domnul Dârlău Romeo și domnul Ungureanu. Domnul Ungureanu, în calitate de ce? De participa la ședință. Participă la ședință, are voie să spună, nu discută politic. Are, da. Să vedeți despre ce vorba, nu intrați. Probabil că o să ne zică la mulți ani răiască sau... Bănuiesc, da, da, ce să-mi zică, n-am să-mi zică Paște fericit. Da, da, aveți cuvântul, domnul Ungureanu. În legătură cu penalități la stația de corabie. Da. Nu s-a făcut detașarea din... Unii spun de 3-4 ani de zile. Așa asta am încercat. Dar vreau să vă întreb, să comparați analizele care au fost și care au venit acum. De ce nu au dat penalități și înainte? De s-o uitam așa de pe trupă de vreme. Penalități ați primit și înainte? Da, dar mici. Puțin mici. Foarte mici, dar nu s-o vă rugăm frumos să ascultați punctul de vedere și după aia aveți dreptul să răspundeți. Deci s-au făcut de câte ori au fost nevoie. Cu mașinile de la Rocker, de la Petrom, de unde am avut nevoie. Și ne-au rezolvat. Deci s-au făcut de câte ori fost nevoie, nu cu... Și analizele sunt parametri normale. Toate analizele. Da, aveți cuvântul. Spune. Deci, colegii dumneavoastră, au spus că de 3 ani, de 4 ani, de cine se înțeleg? De cine care colegi? Subalternii dumneavoastră la stația de epurare. Dar poate ăla nu era de serviciu când s-a făcut. Ultima mi-amintesc anul trecut. Două mașini care au făcut de la... Puteți să-mi spuneți cine a fost în ziua respectivă? Nu facem, domnul consilier, nu facem anchetă, chiar o să intervină problema asta. Da, exact cum a susținut domnul consilier Berța, s-a făcut, da? Ne pune la dispoziție... Te supune la dispoziție... Se pune la dispoziție factori... Stați un pic, eu așa am primit de la ce eu n-am spus... Domnul consilier, vă rugăm, deci a spus că s-a făcut, cu rog, a specificat firmele care s-au făcut. În următoarea ședință... Vom da la compartimentul contabilitate să ne prezinte facturile care s-au achitat, lucrările care s-au făcut. La înțelegere am făcut cu ei. Da. Aici, domnul consilier, îmi pare foarte rău. Da. Nu putem, nu susținem pe nimeni, nu putem să facem afirmații dintre astea, într-o ședință de consiliu. Sponsorizat. Deci nu putem. Și noi în urmă o să rog pe domnul viceprimar, de s-a început vitanșarea, am înțeles că modăzăul a vitanșat în totalitate, s-a luat și de aici, că am văzut că nu vin cisterna, dar nu știam despre ce este vorba. În momentul că s-a vitanșat, vom face și următorul an vitanșarea. Și atunci facem balanța, s-a vitanșat sau nu, ca să nu creiem suspiciune. Adică contractul este încheiat cu... Am înțeles. De la Comunești, am înțeles. Există, am înțeles. De asta trebuie să avem o discuție, nici pe vorbe. Deci hârtie e sfântă. Vă mulțumesc. Altceva, domnul Verța? Atât. Vă mulțumesc. Domnul Areș.
Eu o să mă leg un pic de ședința care a avut loc 13-12-2016 și sunt foarte dezamăgit de modul cum s-a desfășurat și de discuțiile care s-au purtat. Am o vârstă, s-a ajuns să aud din gura unui domn consilier, că n-a fost cu el nimeni la băut și la românește așa, foarte, foarte, foarte grav. Foarte grav. Și cred că ați auzit toată lumea, nu cred că aiuresc sau fac alte afirmații. Am mers la domnul primar, oamenii mă sună acasă, domnul Cristian, sectorul dumneavoastră e acolo la Petrus. Ei nu știu că eu am alt sector, n-au știut pur și simplu, când mie mi s-a repartizat canușul. Și m-a sunat și mi-a spus că puntea aia de la biserică, de la școală vis-a-vis, care s-a reparat, care a fost luată de apă, mi s-a spus că trebuie înlocuite vreo 4 traverse. Am fost, eu vorbesc când am discutat, am fost informat că traverse din alea s-ar fi luat care au rămas și s-au dus la domnul Hârle acolo la Vasile Petre. La pot. Așa, acolo la pot. Și am mers la domnul primar și l-am informat că nu era nimeni pe aici și i-am spus, hai să se rezolvă și pe ei, că vine alegerile și ei, că fac... Păi, și că ne-a costit că, știi ce? Să pună mâna să mai facă, dacă nu o să treacă în aia mea prin apă. Am o Sfântă Cruce, o fac, așa mi s-a răspuns în birou la dânsul. Dacă am ajuns să vorbim în halul ăsta, să ne comportăm ca altfel, nu pot să spun astea, sunt expresii golănești. Pur și simplu. Domnul președinte, îmi permiteți da. Să-i răspund? Da. În primul rând, eu o să le cataloghez ca pe niște vorbe. Oamenii din zonă, eu m-am dus în sectorul respectiv și împreună cu domnul vice și cu domnul primar să știe despre puntea de la școală, da? Să știe și acolo. Oamenii, nu știu cum să zic, oamenii, noi ne-am făcut treaba, oamenii trebuie să aștepte un pic, că nu se poate face așa. Doar atât. Se vor rezolva problemele. Da. Bun. Și să vă răspund la punctele astea. Grinzele sau dulapele sunt tăiați deja. N-au ajuns la punte. Uitați-vă la puntea de la Ailincă. De ce este făcută? Tot sub aceeași chestie. Sunt tăiate grinzele. N-au ajuns să le montăm. Posibil să le montăm imediat. Nu am spus, doamne ferește, nu m-am legat că nu a fost interes. Dar, de știți, modul cum mi s-a răspuns. De îngrijit trebuie, nu știu, domnul primar, nu există și în limb să nu discutăm. Nu discutăm, deci noi vă spun cum am... Dar să te mai le pus gândul. Deci, ce vă rog eu, puteau fi date cu leas, trebuiau îngrijit un pic și grinzele alea la pot sau... Deci nu poate cineva să treacă pe ei să nu le vadă că trebuie să îngrijite. De asta s-au rupt și de asta au putrezit. Da. Să o primim ca o simplă discuție și rezultatul care se va vedea. E constructivă. Să nu mergem pe premiza că eu am făcut sau eu am spus sau eu am zis. Pentru că exact la cele trei discuții și eu am fost contactat de un domn care stă, nu știu cum îl cheamă, pare cu 34-35 de ani cu ochelari și mi-a zis Dacu. Da. Așa, mi-am adus aminte. În prezența lui domnul Valeriu Rață, care el a zis că el nu mai vrea scânduri. Vrea table exact ca la ciușmeala, vedeți? Deci să nu luăm discuția noastră în Consiliul Local sau unii ne întâlnim și discutăm. Consider că trebuie să facem o legătură în final ce vrea omul. Eu apreciez intenția dumneavoastră. Nu există, și colectez pe toți colegii mei consilieri, nu există că pe zona mea sau pe zona. Suntem consilieri al Comunei Zemeș. Că ne-am împărțit noi pe anumite zone să ținem o strânsă legătură cu oamenii sau să cunoaștem problemele. Asta nu deranjează, domnul consilier, pe nimeni. Foarte bine că ne aduceți la cunoștință. Mai am o singură problemă. Suntem majoritatea scoși în mandatul trecut. Da. Eu am rămas surprins că s-a modificat alfabetul. Nu e așa, știa că să mergem în ordine alfabetică, fiecare consilier, când vine rândul, A, B, C, D, M, așa se mers cu 4 ani la consilier. Da, de ce te uiți exact la mine? Da, fiind mai vechi. Fiind mai vechi, domnul Anton nu a fost în perioada aia, domnul Fustan a fost. Deci am mers în ordine alfabetică de la A la Z. Nu știu cum de trecut litera D deasupra literei B. S-a schimbat alfabetul și nu știu poate. Nu.
Pot să vin cu argumentul, legea 215 nu prevede. Ne-am înțeles noi. A. Ne-am înțeles, dar văd că acum nu știu care este ruptura asta, nu ne mai înțelegem. Nu înțelegem, sigur. Să nu credeți cumva că nu vă înțelegeți pentru noi sau pentru dumneavoastră. Nu ne înțelegem și totul se revarsă asupra comunii. Vă mulțumim. Altceva dacă aveți de spus. Mulțumesc. Domnul Adrian Anton. Da, în primul rând vreau să felicit conducerea primăriei, domnul primar și domnul viceprimar și tot colectivul pentru pasul care s-a realizat la modul său, cu brad, cu tot ce e acolo, e ceva foarte frumos, de la Revoluție încoace n-a existat niciodată în zona respectivă. După felicitări, aș avea o întrebare către domnul viceprimar în legătură cu Asociația de Locatari. Vreau să facem un proiect pentru blocurile de la Modrzău, pentru izolare, înlocuire geamuri. E proiect cu 60% din banii europeni și 40% din banii primăriei. Ca pentru 2017 să finalizăm cu asociația și proiectul și în 2018 poate realizăm izolarea blocurilor. De la Revoluție nu s-a văruit jalnici toate blocurile din zona respectivă. Și aș vrea dacă îmi puteți da un număr de telefon de la președintele acestei asociații ca să pot să îndrum oamenii să înscrie în asociație. Da. Deci, cum știți, asociația de proprietari este înființată. Da, știu că există. Avem un președinte pe domnul Dan Munteanu. Vă pot da numărul de telefon al dânsului. Dan Munteanu, da? Dan Munteanu, da. Domnul profesor. Da. 0746 078 409. Da. O să iau legătura cu dânsul, eventual poate mergem împreună. Ce vă rog eu pe dumneavoastră acum, ca și consilier, discutați cu locatarii din blocurile respective care sunt proprietari, să vină, să se intereseze, să se înscrie în asociații. Cu cât suntem mai mulți, cu atât putem aduce fonduri spre comun. Sigur. Da. Referitor la ce spuneți dumneavoastră cu procentul ăsta 60-40%, ce știu eu, doar la urban s-au aprobat pentru anveloparea blocurilor. Și ruralul nu intră? În următoarea etapă. Poate nu mai bine, noi să avem. Dar între timp noi trebuie să legăm asociația să o facem cât mai amplă. Sigur. Să putem să și cerem ceva. Așa aș mai avea o întrebare tot către dumneavoastră în legătură cu majorarea impozitelor la clădirile care s-a discutat în ședință. Aș vrea să știu dacă s-a făcut vreo adresă către aceste firme care dețin aceste clădiri. De anul trecut, domnul consilier, a fost aprobat și anul trecut același proiect. Da, s-a făcut proiect, toată s-a procedura. Renoite. Dar s-a făcut toată procedura. A fost aprobată prin Consiliul Local regulamentul. Anul nu, anul ăsta. Deci anul ăsta, în aprilie, s-a aprobat regulamentul. Colegii mei au urmat întreaga procedură prevăzută din normele de aplicare din HG1 pe 2016, respectiv s-au întocmit somații, au fost pe teren, s-au făcut verificări, deci a fost dat un termen de 6 luni, da, și notele de constatare s-au întocmit la finalul celor 6 luni, da, pentru că proprietarii nu s-au conformat. Da, și fiind la sfârșit de an, vreau să urez un călduros la mulți ani tuturor locuitorilor din Zemeș, inclusiv și consilierilor locali și conducerii și colectivului din primărie. Sănătate, putere de muncă pentru anul și multe bucurie alături de cei dragi. Mulțumim. Atât. Da. Ce aș vrea să vă duc la cunoștință. Spre finele anului am ajuns la suma de 41.794 de lei imposibilitate de plată la gunoi. Consider că la anul se mai majorează cu un pic. Așa e contractul CAD. Nu vinovățim pe nimeni. Contractul a fost făcut cum a făcut în 2010. Vreau ca prin domnul viceprimar să transmită reprezentantului ADIS să ne susțină la întâlnirea în care este delegat și să aducă la cunoștință că, înțeleg, în 2010 aveam un volum de oameni, da? O anumiți oameni, au mai decedat, s-au născut mai puțin. Noi mergem tot pe aceeași linie. O altă problemă, s-a făcut contractul în care spune că un om face o anumită cantitate de gunoi. S-a ajuns spre facturare acum la ora actuală că eu nu întrunesc cantitatea aia de gunoi. Bun, eu pentru ce plătesc? Vă rugăm foarte frumos să găsiți, nu suntem numai noi, numai Comuna Zemeș, că ajungem în posibilitatea, nu ne mai ia ăștia gunoi. Dărmânește, este exemplu clar. Deci, s-a ridicat de 2 săptămâni. Asta este problema care ne confruntăm toți. Dar reprezentantul ADIS trebuie să ne reprezinte acolo.
ceea ce am văzut la filmările de la ADIS, câțiva primari, viceprimari, păi înțeleg situația, dar hai să ne ieși reprezentant, îl schimbăm, punem altul care poate să meargă. Sau cineva din colegii noștri poate au un cuvânt de spus, poate au altă pârghie, până la urma urmei mergem pentru comune, nu mergem pentru interese personale. Dar contractul s-a făcut prost, eu îl văd de la început. Păi eu nu pot să încasez niște bani la un serviciu care îl desfășoară altă persoană. Vine, domnule, fă-ți gheretă, du-te din poartă în poartă, încasează banul. Ce obligație am eu primăria? A doua problemă. Aș vrea să știu cât mai durează situația pentru branșarea locuințelor de garsoniere. Cu iluminatul și cu gata. Estimativ, așa. S-a dat comandă pentru materiale. Da. Domnul administratorul la societate a promis că până în 27 este terminat branșamentul la energie electrică. Da. Iar pentru gaze, proiectele, finalizarea proiectelor, tot în cursul săptămânii astea apar și proiectele. Deci sunt aproape finalizate. Domnul Uțu, am discutat cu dânsul, sunt aproape gata. Scara A este finalizată, scara B mai avea câteva detalii, mici detalii. Vă mulțumesc. Iar problema care cred că pe toți ne doare, cu exploatarea lemnoasă. Din informații bine puse la punct, știți că nu vorbesc fără informații, Ocolul Silvica în luna noiembrie a plătit 30 de AST-uri. I-am urmărit în fiecare zi, că nu mi-e rușine. Au 37 de curse. Vreau să văd acele 7 curse, dacă s-au încasat, iar cel care nu a încasat, să plătească. Pentru că domnul șofer de pe mașina respectivă s-a săturat săracul. El nu știe că e angajat și nu știe că trebuie să supună circul pentru o comună, pentru un public. Trebuie să te supui. L-a deranjat că l-a oprit poliția locală. I-a aruncat bonurile, 30 de bonuri. I-a lipitoat ca să nu mă mai deranjez luna asta. Ei, când am văzut atitudinea asta, zic, ia să vedem noi câte cursi face el. Este foarte ușor de verificat. Acum ai inspectorul pădurii, a introdus numărul mașinii, se poate verifica să fie la îndemână. După aia ne întrebăm, și astăzi m-am confruntat cu o discuție, vin oameni, într-adevăr, necăjiți, să-i încadrăm, că nu le ajung banii de lemne care se dau la ajutorul social. Explicați-le și dumneavoastră, nu Consiliul Local le dă bani pe lemne. Nu Consiliul Local hotărăște ce sumă să le dea de lemne. Pentru că nu cred și dumneavoastră, sau domnul primar, domnul viceprimar, care este, să-l oprească de ce nu mi-ai dat banii pe lemne, sau nu știu, care erau. Deci sumele nu ne stabilim noi. Vă mulțumim. Domnul Ungureanu? Domnule președinte, domnule primar, domnule viceprimar, doamnele și domnule consilier. În numele președinte exclusiv, dorim să vă mulțumim foarte mult pentru transparența decizională din acest an, să vă urăm multă sănătate, multă putere de muncă și vă asigurăm că apreciem activitatea dumneavoastră. Este un consiliu local, zic eu, destul de liniștit, desigur dezbaterile și controversele pot să apară, dar noi vă asigurăm încă o dată de echidistanța noastră și vă mulțumim încă o dată și vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi. Vă mulțumesc! Mulțumim! Deoarece domnul primar a fost la o ședință de instruire la ISU Bacău, dacă aveți ceva întrebări pentru dumnealui și dacă domnul este dispus să vă răspundă, chiar vă rog. Dacă nu, declarăm ședința închisă. Aveți discuții, întrebări? Vă mulțumim! Declarăm ședința de astăzi închisă. Chiar vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne dorim să continuăm în aceeași formulă pentru următorii 4 ani. Vreau să le adresez și lor câteva cuvinte, dacă nu au mai avut răbdare, asta e. Vreau să mulțumim noi toți, să le mulțumim tuturor locuitorilor comunii pentru că au fost alături de noi. Vreau să vă spun că în aceste 6 luni de zile am reușit cu brio, zic eu, să ne ducem la îndeplinire tot ce ne-am propus în astea 6 luni de zile. Pentru următorul an, anul 2017, vrem să continuăm proiectele care sunt în desfășurare, să începem încet, încet să
desfășurăm și proiectele care le-am propus noi. Vă dorim sărbători fericite, multă sănătate și la mulți ani! Mulțumim. Dar ce s-o, de ce o plecat așa?